de octombrie 1860, în aprilie, din al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a constituit Corpul Flotilei. Corpul Flotilei, punctul de stat al marinei militare moderne. Ce reprezintă astăzi flotila fluvială? Nu putem descrie stadiul de astăzi al flotilei fluviale fără să aruncăm o privire în trecut. Și așa cum aminteați, la 22 octombrie 1860, prin înalt ordin de zi al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cele două flotile ale Munteniei și ale Moldovei se uneau într-un singur corp, sub comandă unică, constituit la Ismail. Flotila fluvială de astăzi este continuatoarea, chip armonios a tradițiilor marinei fluviale, și astăzi reprezintă o structură deplină, profesionalizată, puternică, dinamică, flexibilă, cu forțe capabile să se achite de misiunile ordonate. Care sunt principalele misiuni ale structurii? Misiunile flotilei fluviale le-aș enumera plecând de la cele trei situații pe care le putem întâmpina. Misiunile pe timp de pace, misiunile la criză și misiunile pe timp de război. Și pe timp de pace m-aș referi în principal la descurajarea acțiunilor ilegale pe fluviu prin prezența activă a navelor militare în zona de responsabilitate, prin asigurarea libertății de navigație pe comunicațiile fluviale și protecția transporturilor pe aceste comunicații, pe supravegherea comunicațiilor fluviale și a zonei lagunare, sprijinul autorităților în situații de urgențe civile, căutarea, salvarea pe fluviu a navelor, a embarcațiunilor și menținerea libertății de navigație. În situații de criză continuăm misiunile de la pace și în plus de aceasta supraveghem și executăm cercetare pe raioanele fluviale, apărăm comunicațiile fluviale, obiectivele economice și militare dispuse în proximitatea fluviului, acțiuni de dragaj pe fluviu, acțiuni de interdicție în anumite raioane fluviale. Și în situații de război, de criză, lupta cu navele militare inamice, apărarea transporturilor, sprijinul forțelor terestre care acționează în proximitatea raioanelor fluviale, transport și sprijin al desantului fluvial. Care sunt prioritățile flotilei fluviale astăzi? Încă de la numirea mea pe funcția de comandant al flotilei, am fost conștient că sunt foarte multe lucruri de rezolvat și nu pot fi rezolvate toate deodată. Așa că am ajuns la priorități așa cum facem fiecare. Și dacă mă refer la priorități, atunci trebuie să am în vedere aceleași provocări generate de contextul actual, de securitate, de ceea ce înseamnă evoluția armatei României, de ceea ce înseamnă evoluția forțelor navale. Prima prioritate o reprezintă pentru mine resursa umană. Sunt foarte conștient că numai această resursă umană bine pregătită și bine motivată poate face ca flotila fluvială, ca divizioanele de nave, ca batalionul de infanterie marină să poată să-și ducă la capăt misiunile. Am crezut și cred cu tărie că este bunul cel mai de preț pe care îl avem. Încadrarea structurii, executarea formelor de pregătire, cursurile pentru personal sunt permanent în atenția noastră și le urmăresc astfel încât să avem cele mai bune rezultate. Un al doilea pion ar fi instrucția. Noi, ca militari al forțelor navale, avem misiunea de a apăra această zonă de responsabilitate. Fără o instrucție temeinică, fără pregătire la cheu și pe fluviu în teren, nu putem face acest lucru. Am accentuat și vom continua să punem accent pe instrucția pe fluviu și în teren. O altă prioritate, dotarea cu echipamente, tehnică de luptă, starea de operativitate a navelor și a tehnicii. Lucrăm la acest capitol, am reușit să facem unele lucruri în acest an, am reușit să andocăm navele, am reușit să dotăm batalionul de infanterie marină cu tehnică nouă, cu embarcațiuni, dar mai avem de lucru, avem proiecte, avem programe, avem o concepție pe termen scurt, mediu și lung pe această temă și încercăm să o punem în practică. Ați amintit de batalionul de infanterie marină, o structură intrată de curând în organica flotilei fluviale. S-au modificat misiunile flotilei în acest sens? Aș putea spune că nu. De foarte mult timp, chiar dacă batalionul de infanterie marină nu a fost în compunerea flotilei sau a serviciului fluvial, cum am fost organizați, instrucția noastră și activitățile au fost comune. Pentru că ne-am dat seama că nu putem uni fără alții, că misiunile batalionului sunt complementare cu misiunile navelor fluviale și invers.
Singurul lucru care putem spune că s-a modificat este mărirea zonei de responsabilitate și în această idee și la nivelul comandamentului flotilei fluviale s-a simțit nevoia unor structuri specializate pe infanterie marină. Pot spune că suntem acum în măsură să lucrăm împreună, suntem în măsură să ducem acțiuni comune în zona de responsabilitate fără niciun fel de problemă. Vă desfășurați activitatea de instrucție, în special în zone cu populație civilă și mă refer aici în principal la cele două poligoane de tragere pe Cineaga și cel de la Sfântul Gheorghe. Cât de importantă este relația cu comunitatea locală? Am avut în vedere acest lucru, suntem conștienți că relația cu comunitatea locală este una extrem de importantă și nu am avut misiuni de instrucție, misiuni cu trageri de luptă în poligoanele respective sau oriunde pe fluviu unde am fost, fără să avem și câteva acțiuni legate de comunitatea locală. M-aș referi la o acțiune făcută în localitatea Chilia de către navele noastre, unde militarii ai flotilei au făcut o donație de cărți și de jucării către școala din localitate. M-aș referi la localitatea Pecineaga, unde de 1 iunie, de ziua copilului, am avut iarăși o acțiune de donare de cărți și de rechizite pentru localitate. Pregătim tragerile din această toamnă din localitatea Sfântul Gheorghe și avem în intenție și aici să avem câteva acțiuni. Am pregătit deja o acțiune, pregătiți ghiozdanul. La toate activitățile noastre au fost invitați și reprezentanții organelor locale din localitățile respective, au fost invitați copii, mă refer la ziua porților deschise, la activități din preajma zilei marinei. Încercăm să strângem aceste legături cu toate localitățile din zona noastră de responsabilitate. La 22 octombrie, iată, ați primit drapelul de luptă. Ce reprezintă acest moment pentru structura noastră? Primirea drapelului de luptă pe data de 22 octombrie, aș spune că ar fi finalul unei activități legate de aducerea tradițiilor în prim plan. Vreau să vă spun că de la înființarea flotilei am pus un accent deosebit pe această parte de tradiții. Am finalizat partea de heraldică a comandamentului, am finalizat partea de heraldică a divizionilor de nave și a batalionului de infanterie marină. Aducerea drapelului de luptă va fi un moment unic și cu atât mai deosebit în cufărul de amintire al fiecărui militar. Va reprezenta, știu, momentul de glorie și simbolul pentru comandamentul flotilei. Cât de important este să păstrăm aceste tradiții și cum ne raportăm la ele? Păstrarea tradițiilor este o activitate importantă. Eu aș aborda-o sub două aspecte. Odată cu ancorarea în trecut și vă aminteam de înființarea Corpului Flotilei la 1860 și parafrazând pe cineva, aș spune că Marina Română s-a născut la fluviu, aducerea lor în actualitate de fiecare dată este bine să ne amintim de ceea ce au făcut înaintașii noștri. Am avut acțiuni, am avut oameni de valoare în Marina Militară, dar aș vrea să aduc cumva partea istorică a tradițiilor și la actualitate. Sunt și lucruri care le-au făcut oamenii de astăzi. Și m-aș referi puțin la 1 noiembrie 2015, anul trecut. Reînființarea flotilei fluviale este o chestiune, eu știu, de tradiție și de istorie pe care au făcut-o oamenii de astăzi. Mergând mai departe pe această zonă, avem în ceea ce privește pregătirea marinărească, în ceea ce înseamnă ducerea mai departe a tradițiilor, a ritualilor marinărești, a obiceiurilor, tot ceea ce înseamnă activitate de forțe navale este bine ancorată la divizioanele de nave, chiar și la batalionul de infanterie marină. Am participat la concursuri în cadrul forțelor navale, avem locuri fruntașe, avem oameni pricepuți, oameni care fac o pasiune din ceea ce înseamnă matelotaj, noduri, navomodele și tot ce înseamnă acest lucru. Jargonul marinărea să spună că navigația la mare este știință, iar cea de la Dunăre este artă. De ce este artă aici? Nu aș vrea ca acest jargon să ducă undeva la un conflict între mare și fluviu, dar fluviu întotdeauna are provocări. Dacă la mare, într-adevăr, există știință, înseamnă matematică pură și ai rezolvat problemele, la fluviu întotdeauna situațiile sunt schimbătoare. Pe unde ai trecut astăzi? Nu poți să treci mâine? Configurația malurilor se schimbă, configurația șenalului se schimbă, sunt locuri aglomerate, sunt zone de trafic, zone de treceri grele. Ceea ce implică pentru oameni o bună cunoaștere a zonei este
elementul esențial pentru un bun marinar la fluviu. Cunoașterea zonelor, cunoașterea fluviului, înseamnă o acțiune a echipajului de fiecare dată, o acțiune unită și unitară pe timpul navigației. Aici cred că s-ar pune problema artei, în sensul că situațiile sunt foarte schimbătoare și atunci o pregătire deosebită pe ceea ce înseamnă navigație. Cât de important este echipajul pentru navele fluviale, navele de dimensiuni mai mici, să spunem, unde relațiile ar putea fi mai strânse? Să știți că în zona navelor fluviale relațiile sunt întotdeauna mai strânse și spun chestiunea asta pentru că nu specificul unei nave fluviale impune ca oamenii să se vadă. Sunt la vedere, nu sunt foarte multe compartimente, nu sunt foarte mult dispersați. Locuiesc împreună, servesc masa împreună, ceea ce duce la o strângere a relațiilor. Este extrem de important. Orice om, orice rotiță din acest angrenaj al echipajului, dacă nu funcționează corect, duce la o defecțiune a întregii acțiuni. Și rolul important este al comandantului. Un comandant fără echipaj nu reprezintă nimic, un echipaj fără comandant la fel. Considerați că marina este mai mult o profesie sau o vocație? Este o provocare. Totuși, consider că marina este mai mult o vocație decât o profesie. Și de ce spun lucrul ăsta? Această meserie este una care te alege înainte să alegi tu. Nu oricine poate să facă această meserie. Este plină de provocări, este plină de riscuri, dar este extrem de frumoasă. Numai un om căruia îi place meseria, care îi place ceea ce face, poate să reziste în condițiile de la bordul navelor. Este un mod de viață riguros în care se împletesc devotamentul, sacrificiu, spiritul riguros, dar la care se adaugă și satisfacție și bucurii pe măsură. Ați amintit de alegeri, dincolo de mândria de a face parte din echipajul forțelor navale, de ce ar alege acum un tânăr să vină în marină? Pentru că este o meserie frumoasă. Pentru că oferă satisfacții deosebite, pentru că forțele navale înseamnă onoare, curaj, respect, împlinire, bucurie. Pentru că forțele navale reprezintă o mare familie. Ce mesaj doriți să transmiteți acum personalului din cadrul flotilei fluviale? Deci aș dori tuturor militarilor flotilei fluviale să rămână aceiași oameni destoinici, dedicați meseriei, care în ciuda tuturor vicisitudinilor, a tuturor greutăților, rămân pilde de aspirație spre mai mult și mai bine. Bun cart înainte!